Potrivit unor legende, cavalerii creștini ar fi descoperit lancia destinului în Antiohia în timpul primei cruciade în anul 1098. Vederea artefactului sacru în Biserica Sfântului Petru i-ar fi inspirat atât de mult pe soldații creștini asediați, încât aceștia s-au mobilizat și au alungat pe sarazini. De atunci, potrivit legendei, oricine deține lancia destinului și descifrează taina ei, ține în mâinile sale soarta lumii putând să facă bine sau rău. Deși există o serie de relicvii în diferite biserici în Europa despre care se pretinde că ar fi adevărata lance sfântă, sulița expusă la Muzeul Trezoreriei Habsburgilor din Viena fiind considerată singura autentică. Artefactul se află în acest muzeu de mai bine de 250 de ani. Istoricul Jesus Hernandez descria lancea astfel. Era o baghetă scuțită de fier, de peste 50 cm lungime, reparată pe o porțiune cu argint. În partea centrală se vedea capul unui cui și o fâșie de aur cu inscripția Lancia e Clavetus Dominus, lancia și cuiul domnului. La bază se observau mici cruciulițe de bronz. Lacea Sfântă mai este cunoscută și ca lancea lui Constantin, devenind un simbol al puterii suveranilor Sfântului Imperiu Roman în momentul încoronării, la fel cum globul și sceptrul sunt folosite la urcarea pe tron a monarhilor britanici. Dar de ce este lancea Sfântă? Scena străpungerii trupului lui Hristos în timpul răstignirii este prezentată în Sfânta Evanghelie după Ioan 19, versetele 31-37. Deci, iudei, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelea, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele celui din tâi și ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Isus, și văzând că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele. Ci unul din ostași, cu sulița, a împuns asta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturia lui e adevărat. Și acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți. Că i s-au făcut acestea ca să se împlinească Scriptura. Nu i se va zdrobi niciun os. Și iarăși altă Scriptură zice, voi privi la acela pe care l-au împuns. Potrivit scrierilor biblice, rana produsă de lancea sfântă a fost cea de-a cincea și ultima rană suferită de Isus în timpul patimilor sale, iar soldatul responsabil a fost identificat în mod tradițional ca fiind un centurion roman pe nume Longinus. Conform unor legende creștine, Longinus suferea de o boală care afectase grav vederea, dar a fost vindecat în mod miraculos de cele câteva picături de sânge și apă care s-au scurs din rană direct pe fața lui. Mai târziu, în Evanghelia după Marcu, Longinus este identificat ca unul dintre primii soldați romani convertiți, acesta afirmând că cu adevărat acest om era fiul lui Dumnezeu. Legendele despre lancia destinului sau lancia lui Longinus sunt numeroase, relicva sfântă primind numeroase puteri supranaturale. De exemplu, se crede că oricine posedă lancia sfântă are puterea de a controla destinul lumii pentru a face bine sau pentru a face rău. Povestirii contradictorii urmăresc istoria Lâncii, despre care se spune că ar fi fost deținută de diversi sfinți sau conducători, iar faima acestei relicve în perioada medievală nu era cu mult diferită de cea a Sfântului Grad. Una dintre cele mai faimoase relatări despre Lanța Sfântă îi aparține lui Peter Bartholomew, care a scris despre descoperirea relicvei în iunie 1098 la Antiohia, în timpul primei cruciade creștine. Recuperarea relicvei ar fi inspirat pe cruciaci să reia ofensiva împotriva musulmanilor, zdrobindu-i în luptă și asigurând posesia creștină a Antiohiei. Disputele cu privire la autenticitatea lăncii au provocat însă disensiuni între cruciați, iar descoperitorul ei, Peter Bartholomeu, a fost în cele din urmă discreditat. Bartholomeu, un țăran simplu, a pretins că însuși Sfântul Andrei i s-ar fi arătat într-o serie de viziuni, dezvăluindu-i locația lâncii. El a informat apoi pe conducătorii primei Cruciate despre viziunile sale și, deși episcopul Antemar de la Pu a fost sceptic cu privire la autenticitatea lor. Contele Raymond de Toulouse a fost impresionat și a poruncit ca Bartholomeu, împreună cu un grup restrâns de cruciați, să pornească în căutarea relicvei sfinte. Bartolomeu i-a condus la catedrala Sfântul Petru din Antiohia și le-a indicat locul unde ar fi fost ascunsă lancia destinului. După o zi de săpături inutile, Bartolomeu le-a cerut cavalerilor să se oprească și să se îndepărteze de locul în care să paseră. A sărit apoi în groapă și a scos o bucată de fier despre care a susținut că ar fi fost lancia sfântă. Majoritatea cruciaților i-au acceptat autenticitatea și au purtat lancia cu ei în luptă împotriva musulmanilor. La scurt timp după dezgroparea Lăncii, Bartolomeu a susținut din nou că Sfântul Andrei s-ar fi arătat în vis, oferind instrucțiuni clare ce trebuiau urmate de întreaga armată creștină pentru ca războiul împotriva musulmanilor să fie câștigat. Însă, indicațiile oferite de Bartolomeu ajunseseră extrem de confuze și de contradictorii. Mai mult decât atât, acesta a lansat atacuri repetate la adresa răposatului episcop Atenmar de Lepiu, decedat în 1098, care nu crezuse niciodată în veridicitatea lâncii descoperite de Bartolomeu. Toate acestea i-au făcut pe cruciați să se îndoiască de așa numitele viziuni și să conteste autenticitatea lâncii sfinte. Într-o ultimă încercare disperată de a se valida în fața cavalerilor, Bartolomeu s-a supus unei judecăți prin foc, o provocare deosebit de riscantă care i-a provocat arsuri grave și, într-un final, moartea. Lanța destinului descoperită de Bartolomeu a fost definitiv discreditată, iar prestigiul lui Raymond de Toulouse a avut enorm de suferit ca urmare a îmbrățișării viziunilor lui Peter. Potrivit lui Travel, Ravenscoft, autorul cărții The Spear of Destiny, din 1997, din momentul în care Adolf Hitler a zărit lancea pentru prima dată, lancea a devenit pivotul central al vieții sale și însă, sursa ambițiilor lui de-a cuceri lumea. Hitlerul a descoperit că în afară de Constantin, încă 45 de suverani au deținut Lancia înainte ca aceasta să intre în posesia lui Mayn, 748-814. Frederick cel mare al Germaniei, 1194 1200. 50, întemeietorul Ordinului Cavalerilor Teutoni, sursă de inspirație pentru organizația SS fondată de Hitleru, avusese de asemenea la un moment dat lancia destinului. Hitleru a crezut că lancia avea puteri paranormale care îl vor ajuta în războaiele sale de cucerire a lumii. El credea că cel ce deține lancea nu va pierde nicio bătălie. De asemenea, ar fi vrut să aibă în posesie și alte relicve controversate, precum chivotul legii și Sfântul Graal. În cartea lui, Ravenscroft pretinde că Hitlerul vizita adesea muzeul, privea lancia sfântă și intra într-o stare de transă, în cadrul căreia își vedea viitoarea glorie ca stăpân al cerului de al treilea Reich. Hitlerul a făcut o obsesie pentru această relicvă pe care a investigat-o împreună cu prietenul său de atunci, Walter Johannes Stein. Hitlerul era convins că avea de împlinit un destin. Sulița era instrumentul sfânt necesar pentru a-și materializa ideile. Expert în ocultism, Stein nu l-a luat în serios pe Hitleru care pe atunci era doar un pictor destul de nepriceput, care încerca să-și vândă acuarelele prin cafenele, dar mai târziu, acele deliruri de grandomanie ale acestuia au devenit orori ale istoriei. Pe măsură ce puterea sa creștea, simțea necesitatea tot mai mare de a poseda sulița destinului. În 1938, Hitlerul intra în Viena spre a superviza anexarea Austriei. Mai exact, în seara de 14 martie 1938, Hitlerul a intrat triumfător în Viena. Însoțit de șeful SS Heinrich Himmler, împreună cu care împărtășea într-o mică măsură interesul pentru ocultism, au pătruns în palatul Hofburg. Führerul s-a îndreptat direct spre sala unde se afla Sulița. Himmler a ieșit din sală lăsându-l singur pe Hitleru cu relicva. A stat acolo mai bine de un ceas întreg. Totuși, trebuia să ia artefactul de la muzeu fără să pară un furt. Pentru a da o aparență legală, s-a confiscat relicva printr-o petiție oficială făcută de Berlin prin intermediul primarului din Nuremberg, Willy Liebel, care a cerut ca vestita comoară să revină orașului ce o posedase înainte de a ajunge la Viena. După ce și-au atins obiectivul, naziștii trebuiau să protejeze sulița până la sosirea în Germania, împreună cu alte 31 de piese din tezaurul austriac. Plecarea a fost pregătită timp de 5 luni. S-a recurs la un tren blindat cu aer condiționat. La 29 august, Religva a plecat din vestul Vienei, în cel mai mare secret a fost transportată spre Nuremberg fiind escortată de trupele SS. Ziua următoare a fost depozitată în biserica Sfânta Ecaterina, unde sulița stătuse cândva vreme de 400 de ani. Primarul Nurembergului a primit relicva cu toate onorurile. Hitlerul credea că sulița i-a aparținut într-o viață anterioară. Cu prețioasa comoară, liderul nazist se simțea satisfăcut. Sulița pentru ea o atracție care depășea limitele rațiunii. Hitlerul se credea reîncarnarea unui senior feudal din secolul al IX-lea numit Landulfo Il de Capua, care a fost excomunicat de papă pentru faptul că era mag și care de asemenea se arătase fascinat de suliță. Potrivit lui Hernandez, obsesia pentru sulița lui Hitleru avea legătură cu pasiunea sa pentru operele wagneriene. Favorita lui era Parsifal, unde legenda suliței sfinte și a Sfântului Graal au un rol central. Nu vom ști niciodată dacă puterea lui Hitleru s-a datorat artefactului, dar este cert că au fost câțiva ani în care trupele sale au fost invincibile. Totuși, puterea lui a început să scadă din 1942, când trupele germane se retrag de pe toate fronturile. La acel moment, Soliția nu mai era expusă publicului, ci stătea în permanență într-un refugiu aerian excavat în piatră localizat sub castelul Kaisburg din Nuremberg. La 31 martie 1945, înainte de avansarea trupelor aliate pe teritoriul german, Leibel a crezut că adăpostul nu oferea destulă protecție și a decis să păstreze sulița într-o cutie de cupru depozitată în buncărul din panier dar destinul Sulicei a fost pecetluit după ce Berlinul a fost înconjurat de aliați. După căderea Berlinului, americanii au căutat obiectele cele mai valoroase din colecția nazistă. Walter H. Horn a fost însărcinat să afle unde se află cea mai mare parte din artefactele provenite din tezaurul Habsburgilor. Nu a fost o sarcină ușoară. După multe interogatorii, a găsit bijuteriile doctorului Fries, un funcționar nazist. La 7 august 1945, nord-americanii au intrat în refugiul antiaerian din Paniers Platz. Așa au pus mâna pe tezaurul lui Hitler la trei luni după ce liderul nazist s-a sinucis. Versiunea lui Hernandez contrazice pe cele ale altor istorici care spun că, în momentul în care Sulița a fost luată, Hitlerul s-a împușcat. Acest fapt ar adăuga mai mult mister privitor la blestemul acesteia. Ulterior, Statele Unite ale Americii au înapoiat oficial lancia sfântă a Austriei alături de alte comori pe care naziștii le furaseră. Astăzi, acest obiect sfânt se află din nou la Muzeul Trezoreriei Habsburgilor din Viena. În timpul domniei lui Constantin și mai târziu în primele decenii ale Europei medievale, au început să iasă la suprafață numeroase rapoarte despre lancia sfântă. Curând a devenit evident că mai multe soluții au fost identificate drept lancia care a străpuns trupul lui sus pe cruce. Doar trei au fost însă văzute ca potențial autentice. Lancia Vaticanului, Lancia din Viena a Habsburgilor și Lancia Vakhars Hapat, De asemenea, au existat și multe replici transmise de la o generație la alta, despre care se credea că ar fi autentice, însă multe dintre acestea s-au pierdut în timp. O relivă despre care se crede că ar fi Sfânta Lance este păstrată în Bazilica Sfântul Petru din Roma, Vatican, deși Biserica Catolică nu a pretins niciodată că relicva ar fi autentică. Prima referire istorică la această lance a fost făcută în anul 570 după Hristos de un pelerin necunoscut din Piacența, identificat adesea în mod eronat cu Sfântul Atoninus din Piacența, în scrierile sale despre locurile sfinte ale Ierusalimului. Acesta a relatat despre două artefacte religioase pe care le-ar fi văzut în Bazilica Muntelui Sion, cu una de spin cu care a fost încoronat Domnul nostru și lancea cu care a fost lovit în lateral. Aceeași lance este menționată în așa numitul breviarium de la Biserica Sfântului Mormânt, presupusa prezența relicvei la Ierusalim fiind atestată de Casiodor, 485-585, precum și de Grigore de Torus. Însă, acesta de în urmă nu a fost niciodată la Ierusalim. În 615, Ierusalimul a fost capturat de forțele persane ale regelui Cosrau al II-lea, sau Costroes al II-lea, cum vreți. Potrivit cronicon parșel, vârful lâncii care fusese rupt a fost oferit în același an lui Nicetas, care l-a dus la Constantinopol și l-a depus în biserica Hagia Sofia, iar mai târziu la biserica Vicioarei. Acest vârf al lâncii a fost achiziționat de împăratul Balduin al II-lea al Ierusalimului. Câteva decine mai târziu, artefactul a ajuns în posesia regelui Ludovic al IX-lea al Franței, în 1214-1240. Vârful lâncii a fost depus alături de coroana de spini la Saint-Chapelle din Paris, în timpul Revoluției Franceze, ambele relicve fiind ascunse la Bibliotec Națională din Paris. În ceea ce privește porțiunea mai mare a lâncii, Arculpus a susținut că a văzut-o la Biserica Sfântului Mormânt în jurul anului 670 din Ierusalim, dar nu există nicio mențiune credibilă legată. De această mărturie. Unii susțin că reliva mai mare a fost transportată către Constantinopol în secolul al VIII-lea, posibil în același timp cu corona de spin. În orice caz, prezența sa la Constantinopol pare să fie atestată în mod clar de diversi pelerini, în special de ruși. Sir John Menveley a declarat în 1000. 357, că a văzut lama Sfintei Lance atât la Paris cât și la Constantinopol și că aceasta din urmă era o relicvă mult mai mare decât prima. Merită adăugat că Manville nu este considerat unul dintre cei mai de încredere martori a Evului mediu, iar presupusele sale călătorii sunt de obicei tratate ca un amalgam eclectic de mituri, legende și alte ficțiuni. Autentică sau nu, lancetele Constantinopol a ajuns în mâinile turcilor, iar în 1492, în împrejurări descrise cu minuțiozitate în istoria papilor al lui Pastor, sultanul Bayazid al II-lea i-a oferit un dar papei Inocențiu al VIII-lea pentru a-l convinge pe acesta să nu le libereze pe fratele și rivalului Bayazid, cem sultan. Însă, majoritatea cardinalilor și experților de la Roma și-au arătat scepticismul cu privire la autenticitatea lâncii primite de papă, după cum consemnează Johann Barchard. Mai multe artefacte similare și făcusele deja apariția la Paris, Nuremberg și Armenia. La mijlocul secolului al XVIII-lea, Papa Benedict al XVI-lea obținea de la Paris un desen exact al vârfului lâncii expuse în Franța comparând imaginea cu reliva mai mare din catedra de la Sfântul Petru din Roma, papa s-a arătat încrezător că ambele lame proveneau în realitate din același vârf de suliță. Lancia Sfântă din Viena face parte din tezaurul imperial de la Palatul Hofburg din Viena. Despre această suliță se spune că ar fi a lui Constantin cel Mare, iar mai apoi Sfântului Mauriciu. Potrivit unor scrieri din vremea lui Otto I, 912, Sfinții împărați romani au intrat în posesia artefactului la începutul secolului al X-lea. În anul 1000, la Congresul de la Gnizno, Otto al III-lea i-a oferit lui Boloslau I al Poloniei o replică al Lâncii Sfinte. În 1084, Henrik al IV-lea a lipit o placă de argint cu inscripția cuiul Domnului nostru, la artefactul original, după ce a observat un obiect metalic alungit atașat de vârful artefactului. Însă abia în secolul al XIII-lea s-a vorbit pentru prima dată despre o presupusă legătură între lancia lui Constantin cel Mare și cea folosită de soldatul roman Longinus pentru a străpunge trupul lui Hristos pe cruce. În 1273, Lancia Sfântă a fost folosită pentru prima dată într-o ceremonie de încoronare. În jurul anului 1350, Carol al IV-lea a lipit o foaie de aur inscripționată cu textul Lancia et Clavus Domini. Lancia și cuiul Domnului. Peste banda de argint adăugată de Henry al IV-lea în 1084. În 1424, Sigismund a mutat o colecție impresionată de obiecte religioase, inclusiv Lancia, din Praga, în orașul său natal, Nuremberg, și a decretat ca valoroasele obiecte să fie păstrate acolo pentru totdeauna. Această colecție a primit numele de imperial Regalia, Reichs Kleinodin. Când armata revoluționară franceză s-a apropiat de Nuremberg, în primăvara anului 1796, consilierii orașului au decis să mute imperial Regalia la Viena, unde obiectele aveau să fie păstrate în siguranță. Colecția a fost încredințată baronului von Hügel, care a promis că va returna obiectele după ce trupele franceze aveau să fie înfrânte. Însă, în 1806, Sfântul Imperiu Roman s-a prăbușit, iar von Hügel a vândut colecția Habsburgilor, care tocmai preluaseră puterea. Consilierele din Nuremberg au cerut restituirea artefactelor după înfrângerea armatei lui Napoleon în bătălia de la Waterloo, dar autoritățile austriece au refuzat. În timpul Auslusului, când Austria a fost anexată Germaniei, naziștii au mutat întreaga colecție în Reich Kleinodin, înapoi la Nuremberg, unde obiectele au fost expuse în timpul Congresului Partidului din septembrie 1938. Apoi, relicvele au fost transferate în Historischer Bunker, un bunker construit sub castelul Nuremberg pentru a proteja obiectele valoroase în timpul raidurilor aeriene. O bună parte a tezaurului a fost recuperată de forțele aliate la sfârșitul războiului, dar naziștii au ascuns cele mai importante piese în speranța că le vor putea folosi ca simboluri ale puterii care să-i ajute să revină la putere. Walter Horn, un savant în studii medievale, care a fugit din Germania nazistă și a servit în armata A3 a treia sub comanda generalului George S. Payton, a devenit principalul investigator în cadrul programului pentru monumente artă și arhivă, care avea ca scop găsirea și reîntregirea colecției imperiale Regalia ascunse de naziști în timpul războiului. După îndelungi cercetări, numeroase audieri și timp prețios pierdut cu piste false, Stradat Fris, consilier al orașului Nuremberg, a mărturisit că el, împreună cu un alt consilier pe nume Stadart Schmissner și un oficial SS, au ascuns piesele lipsă din tezaur și a acceptat să conducă echipa lui Horn la fața locului. Pe 7 august, Horn și un capitan al armatei americane i-au escortat pe Fritz și Schmissner în interiorul buncărului Panier Plaț, unde au localizat comorile ascunse în spatele unui zid într-o cameră de la capătul unui coridor subteran la aproximativ 80 de metri sub pământ. Artefactele descoperite în buncăr au fost mutate în castelul Nuremberg, unde colecția imperial Regalia a fost reîntregită. Întreaga colecție a fost apoi transferată oficialilor austrieci în ianuarie anul următor. În ianuarie 2003, într-un precedent extraordinar, Robert Fighter, metalurgist și inginer englez, a primit acces la artefact pentru a-l analiza în cadrul unui documentar. Fighter a avut permisiunea să examineze lancea într-un laborator, să îndepărteze benzile delicate de aur și argint care o țineau întreagă și să încerce să-i determine vechimea reală. Folosindu-se de câteva procedee complexe și analize de laborator, toate proceduri neinvazive, Fighter a datat corpul principal al suliței cel mai devreme în secolul al VII-lea. Fighter a concluzionat în același documentar că știftul de fier pretins de mult timp a fi un cui de la crucificare bătut în lamă era consecvent ca lungime și formă cu un cui roman din secolul I după Hristos, însă analizele nu au identificat reziduri de sânge uman pe lance. Analiza lui Fighter a fost urmată la scurt timp de o serie de analize complexe efectuate de cercetători de la Institutul de Cercetare și Analiză Arheologică din Viena. Ei s-au folosit de raze X și alte tehnologii moderne pentru a compara lancea destinului cu alte sulițe similare, stabilind că artefactul expus la Viena datează din jurul secolului al VIII-lea până la începutul secolului al IX-lea. Similar, Cercetătorii au determinat că știftul din vârful suliței este format din același metal ca și restul lăncii, excluzând astfel posibilitatea ca acesta să dateze din secolul 1 după Hristos. În Vagar Shapat, cunoscut anterior ca Ekmiadzin, capitala religioasă a Armeniei, se păstrează o altă lance despre care se crede că ar fi adevărata lance sfântă. Această suliță a fost ținută o bună perioadă de timp în mănăstirea Geghart. Prima sursă care o menționează este un fragment de text din Sfintele Moaște ale Domnului nostru Isus Hristos, un manuscris armean din secolul al XIII-lea. Conform acestui text, sulița care l-a străpuns pe Isus a fost adusă în Armenia de către apostolul Tadeu. Manuscrisul nu precizează unde și cum a fost păstrată relicva, însă descrierea din text se potrivește exact cu lancia destinului. În 1655, călătorul francez Jean-Baptiste Tavarnie a fost primul occidental care a văzut această relicvă în Armenia. În 1805, rușii au capturat mănăstirea și relicva a fost mutată în Titkanov, Gehard, Tbilisi, Georgia. Mai târziu a fost returnat Armeniei, iar în prezent este expusă la muzeul Manogian din Vagar Shapat. Dragilor, dacă lancia destinului sau lancia sfântă există sau nu, nu vom ști absolut niciodată. Acesta a fost materialul pe astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe, mai ales acum când Facebook-ul mi-a restricționat contul pentru că am postat un chip al lui Isus Hristos răstignit și ei consideră că acesta poate să fie o îndemnare la suicid prin strangulare. Vă rog, dați-mi un like, un share și dacă vreți, un subscribe. Pe mine mă ajută foarte mult și aceste clipuri vor ajunge la voi, cei care mă urmăriți. Vă mulțumesc! Eu am fost Bogdan și până data viitoare v-am...